Salutare, dragele noastre! Cu siguranță v-ați obișnuit ca pe micile ecrane să vedeți prezentatoare tinere, frumoase, aranjate. Dar să știți că astăzi suntem în vizită la o prezentatoare care a ieșit de mult la pensie. Să o cunoaștem! De când ești angajată ca și prezentatoare? Ca prezentatoare? E că acum, pe 1 aprilie, o să facem exact 3 ani de când sunt pe micile ecrane sau pe marile ecrane, depinde foarte mult de ce e de acasă. Bun, dar a fost un criteriu după care ai fost selectată? Sau bineînțeles, a fost un criteriu foarte important. Trebuia să fie cea mai frumoasă femeie din Moldova, cea mai deșteaptă, cea mai carismatică, cea mai nebună, cea mai chicată în cap și bineînțeles că au mai fost câteva candidaturi, dar în fața Dorii ele au picat, pentru că cu Dora nu se pune nimeni în lumea asta, asta este clar. Puteți voi faceți și vezi, nu filmați, vă rog, părul, așa, cea mai păroasă prezentatoare. Știi că tocmai de-aia m-au ales pe mine. Așa. Poți să divulgi și nouă ce vârstă ai? Uitați-vă la mine, eu arăt a femeie în vârstă. Eu sunt în floarea tinereții mele. Dar bineînțeles că am trecut ușor de 50 de ani, pentru că nu ne mai epilăm, vezi că port mănuș special. Sper că-s frumușică astăzi. Așa. Spălățică, dimachiată la timp și asta înseamnă frumusețea veșnică. 1 aprilie 2017, machiat, îmbrăcat în ținutele stilatele doamnei Dora și cu mult umor, actorul Emilian Crețu vine pe micile ecrane în cadrul unei noi emisiuni care poartă numele personajului său, Dora Show. Prima apariție a Dorei, de fapt, în tot ce înseamnă showbiz, asta a fost în 2016, era o zi de iarnă, era un bal, balul brazilor. Și asta, doamne, Nata Albot zice, prin Emilian o vorbi cu mine, nu cu aia, Nata deșteaptă, nu direct să vorbească cu mine, dar Emilian, ia că avem nevoie de o doamnă în vârstă, frumoasă, cochetă, poate o cunoști tu pe cineva. Și Emilian a zis că mă cunoști pe mine, chiar dacă eu atunci n-avem nume. Atunci Dora a apărut cumva în showbiz la acel bal a brazilor 2016. Nume nu aveam, era pur și simplu o doamnă frumoasă cochiată. Și de atunci încet cu încet au apărut foarte multe filmulețe pe zona online. Oamenii bineînțeles că nu poate să nu iubească așa o femeie frumoasă, carismatică, deșteaptă, nebună. Modestia în picioare. Și după care am primit invitația să fac parte din familia Jurnal TV. Emilian era în jurnal, dar el era bine mersi, el era acolo, era stilist make-up, făcea coafură și machiaj. Corect. Dar Dora, de unde a apărut numele? Dora vine de la tot ce înseamnă dor. Pentru că o mare parte din oamenii pe care mă iubesc, oamenii care mă apreciază, oamenii care care pentru dânși înseamnă cineva această femeie, deseori primeam comentarii, măi, Emiliani, măi, că iarăși vrem, nu vrem, toate drumurile duc spre Emilian Crețu. Cumva personajele care le faci, tu ne duci cu dorul de casă, ne este mai puțin dor de casă, pentru că vedem asta, prispă, filmulețe, probleme, dor de casă, dor. Și zic, măi, și nume să am și eu, un nume care să mă reprezinte și pe mine, să reprezinte și societatea în care trăim. Și am zis, toată lumea are dor. Atunci o să fie Dora. Și atât de atunci este Dora, este un nume scurt, un nume cunoscut. O emisiune despre vedete și despre lumea mondenă din Republica Moldova. Și nu numai. Iar de 3 ani încoace, doamna Dora, gazda acestei emisiuni, a devenit o concurență serioasă pentru multe dintre prezentatoarele din mass media noastră. Pe ce ar trebui să pui accentul o femeie ca să fie frumoasă? Nu știu, sfaturi îmi trebuie. Pe ce ar trebui să pui accentul? Da. În primul și în primul rând trebuie să pui accentul pe ceea ce simte ea ca femeie. Dacă trebuie să machieze, ea trebuie să machieze. Dacă are un mic defect, el trebuie să-l ascunzi, pentru că așa-s femeile, ele au mici imperfecțiuni și este foarte important ca o femeie să știe că trebuie și o lecțică de cărămâz pe față, și o leagă de rimel, și o lecțică de... Dacă o să vină timpul când am să-mi pun și eu vreo injecție, am să mi-o pun, dar până atunci... Așa știm și noi, cu siguranță. Da, dar până atunci încă sunt natural, așa cum mă vezi în afară de... Aici am pus. Eu să înțeleg că ai o concurență tare serioasă în rândul prezentatoarelor. De la Jurnal TV sau în general? În general. Dar bineînțeles că nici una nu arată ca mine și nici nu o să arăt ca mine. Și nici una nu are și am eu. Dar de prin ce ești tu originală? Prin ce? Da. Pentru că-s vie la ecran, că multe sunt moarte la ecran.
Ca să nu pară moartă la ecran, Dora folosește diferite trucuri de machiaj, care o face să pară mai tânără și nu e nevoie să apelezi la chirurgie estetică pentru a-ți lumina chipul și a-ți întineri privirea, spune doamna Dora. Eu arăt foarte bine pentru că am grijă de mine, este foarte important. Chiar dacă purtăm machiaj, dar eu port mai mult decât voi luați toate la un loc. La mine stratul e de 30, deci nu exagerez. Eu când dau jos fonul de ten, minus 2 kg. Este foarte important, maximal, să cât mai repede posibil să scoatem machiajul de pe noi. Este foarte important să fața noastră, să o spălăm cu apă curățică, săponel sau demachiant sau spumă. Asta sunt niște pași care cumva, ei, dar și asta mi se întâmplă mie azi. Dar dacă zilnic faci o demachiere corectă și te demachiezi permanent, atunci fața ta nu o să arăte ca curul lui Iura, de exemplu, dar o să arăte ca o față de femeie adevărată, pentru că o femeie trebuie să aibă grijă și să se îngrijească de ea. Eu, în mod special, mă folosesc de toate tot ce înseamnă cremuri și măști naturale. Îmi spăl capul cu borșacru, aici te ajut ca părul să nu chișe. Fac măști cu ou de gălbănuș, cu ou de alu Iura, dar de și chică. Voi vreți interviu cu Dora Show sau cu Emilian Crețu? Oricum ești în relație să... cu Emilian. Da, eu, cumva, el vrea să pară rudă cu mine, eu nu prea sunt rudă cu el, dar asta e. Eu îl cunosc, dar am avut și câteva... Băi, e un tip chicat în cap, altceva nu pot să zic nimic despre dânsul. E faină, carismatică, îl iubește lumea pentru și eu nu știu că eu sunt mai bună ca dânsul, de exemplu. Iura, ta bără, măi, schimb copaci, ești de plasmas, Iura. E că vedeți? Adică e un fel de Iura, Emilian Cred. Se bagă ca musca în studio. Așa. Sfaturi pentru Emilian Crețu. Sfaturi pentru Emilian Crețu. Uite, el până la vârsta care o are, el are 33 de ani, nu insurat și nu înțeleg de și. Iarăși, veșnica întrebare dacă el e pe invers sau nu. Măi, și sfat. Emilian, eu îți doresc cânsori când ai să vrei tu și când ai să vrei osul tău, să nu zic organul tău. Până atunci trăiește-ți viața așa cum îți place. Știi și ce și lumea asta e. Că nici eu nu sunt preferatul decât toată lumea. Tu călătorești foarte des. Da, am călătorit foarte des, iubesc să călătoresc la nebunie. Unde bifează câteva țări, unde te-au marcat foarte mult? Bine, m-au marcat în sensul mai puțin frumos, dar oricum m-au marcat. Asta a fost ultima călătorie, unde am fost în Cuba și unde am zis că dacă văd un moldovan că se plânge pe viață, îi cumpăr personal bilet. Să-l trimit în Cuba și stai acolo două săptămâni și abia urmați vii acasă și să-ți prețuiască și ea și are. Pentru că noi cumva suntem în goană, dar e o chestie, nu știu dacă e normală sau nu. Să adunăm cât mai multe avieri, să vedem cât mai mult asta, asta, ne plângem că nu ne ajunge asta, 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 asta. Iată, de exemplu, în Cuba, ei au salariul de 20 de dolari. Și eu îi întreb, vă ajunge? Dar și-ți cumpărăm cu banii și n-avem și cumpăra. Ei nici n-au măcar și cumpăra din asta. Au făcut furor filmulețele tale. Da, au fost foarte viral pentru că, într-adevăr, și pentru mine a fost o chestie care eu zic, Doamne, cum poți trăiești în astfel de țară? Nu ai rezistat două săptămâni. Am băut Havana. Eu de obicei nu prea consum băuturile tari. Eu tot ce înseamnă coniac, whisky, Havana, eu nu beau pentru că nu mă reprezint ca femeie. Dar acolo, pentru că mâncarea era cu șivriei și mai nimerești cu o musculiță. Deci, Doamne ferește, zic, și zic, trebuie să mă dezinfectez pe dinăuntru și, bineînțeles, am băut la hap. M-am făcut alcagalici două săptămâni. Asta ca să nu vezi și să n-auzi ce se întâmplă. Da, să nu văd și, în primul rând, ca să am grijă de tot ce înseamnă alimentație corectă, ca să o dezinfectez imediat. Potrivit Grammatic Social Media Report, anul trecut pe rețeaua Facebook, Emilian Crețu se poziționa pe primul loc cu peste 180.000 de urmăritori. Tu când călătorești, vii cu, cum zici tu, cu bagajul ăsta de dor, de acasă. Asta solicită diaspora. Deci ce moldovenii ce vor să vadă? Ei vor să vadă un suflu, chiar dacă tu ești străin pentru el. Tu când vii din Moldova și când te duci undeva, de exemplu, în America, ei te văd, ia neu, ia ctâlăt, cum ați venit să te mănânci, Doamne, tu numai și ai respirat aerul de acasă din Moldova. Și oamenii, într-adevăr, le este dor de tot ce înseamnă
casă părintească, tot ce înseamnă glod, borți, așa cum e Moldova. Dar tu le transmiți prin mesaj? Asta se transmite prin... Tu le dai eu. Dar bineînțeles că eu le transmit exact ce este acasă, realitatea așa cum este ea. Dar în 2020 ce se întâmplă în viața ta? În 2020 sunt două lucruri foarte importante pe care tare mi-le doresc să le fac. Bineînțeles este campania la care m-am alăturat și eu cu Emilian Crețu, pentru că eu... anual fac zeci de mii de fotografii și am zis că, măi, să coste fotografia un leu. Scuzați-mă, deja transpir tet. Zii, nu știu ce fac. Când ai murit, n-ai transpirat. Apășați prezentatorile. Normal, dar în chipul că transpir, el știu ce na, nu există. Taci, te rog eu, nu-mi spune, povești cu zmău. Și cumva m-am asociat cu campania un leu, pentru că eu fac foarte multe fotografii, mai ales când merg în diasporă undeva peste hotare. Și cu banii respectivi vreau să fac ceva pentru cineva. M-am gândit la mai multe variante, mai poate asta, pentru o familie, poate pentru două familii. Și am ajuns la un numitor comun că vreau să fac un teren de joacă pentru copii. Unde? Poate că cineva o să zică, că nu știu ce, o să-l fac la mine în Negureni, pentru că este o chestie normală și am să încurajez toți oamenii, dacă puteți să faceți ceva frumos pentru satul vostru, pentru orașul vostru, pentru oamenii voștri dragi. Eu am ales că nu costă chiar, un leu. Dar deja... Poză cu Monița. Eu așa zic, cine vrea o poză cu Monița, costă un leu. Bun. Asta e în afară de aceasta și planul numărul 2, împreună cu două echipe cu care am făcut casa mea de vis, care este o mare, mare realizare de-a mea, este că mi-am transformat casa și este casa pe care eu mi-am dorit-o de când eram mititică. Vreau să fac o casă special pentru o familie social vulnerabilă. Vreau și îmi doresc foarte mult să iau familia din casa respectivă timp de o lună de zile, ei să nu vadă nimic, dărâmat tot și făcut capital tot. Și vreau ca acea familie să trăiască momentele pe care trebuia să le trăiesc eu, poate când eram mic, dar nimeni n-a venit să mă ajute. Pe 14 februarie, mă scuzați, o să fiu în Bali, nu o să fiu în Republica Moldova, o să fiu 10 zile acolo. Noroc că am cu mătri și pe acolo, cu mătrism în ziua de azi, Dana Ciucanu, cu mătra, te pup, am mulți vin la tine.